După aceste frumoase cântări, dați-mi voie să vă amintesc și eu un vers dintr-o cântare din Psaltire. Cântarea din Psaltire de la 145, versetul 3. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Știți ce spune versul următor? Este o adresă către noi toți. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Să ne ajute Domnul, așa să facem. Că tot aici este un angajament în versetul 2. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Amin. Și pentru cei doi, tot din această carte binecuvântată, o orare de la început, versetul 5 din Psalmul 128. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, frate Mire și soră Mireasă. Și tot aici o orare pentru părinților. Să vezi pe copiii copiilor tăi și fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Să vă ține Dumnezeu să vă vedeți nepoți. Și dacă mai ține lumea asta și strănepoții și să vă puteți bucura de ei. Dragii mei, astăzi am pe inimă să vă pun în față ceea ce ne învață Scriptura referitor la perspectiva vieții și să vă prezint două perspective, iar dumneavoastră să vă alegeți una dintre ele. Că vrând nevrând una tot o alegem, prin felul în care lăsăm viața să curgă. În cartea Eclesiastul, la capitolul 9, stă scris, citesc de la versetul 7, du-te, dar și mănâncă-ți pâinea cu bucurie, bea-ți cu inimă bună vinul. Versetul următor, hainele să-ți fie albe în orice vreme, unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap, și pentru că suntem la nuntă, vorbim de perspectiva vieții de familie, gustă viața cu nevasta pe care o iubești, că vor fi întrebați dacă se iubesc astăzi. Suntem convinși de asta. În tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu, și aici apare cadru. În această viață, în mijlocul trudei care te ostenești, sub soare. Aici este perspectiva vieții sub soare. În limitele fizice a existenței noastre terestre. Ce poți să faci aici pe pământ? Să mănânci bine, să bei bine, să te îmbraci bine, să te bucuri de viața de familie și cam atât. Mai este altceva? Nu mai este altceva. Asta e vârful. Maxim ce și-ar putea dori și avea oamenii pe pământ. Vorbim de o familie normală totuși între oameni, că acum, de când cu teoriile ultimelor ani, ultimor decenii, vorba unui frate a zis, oricum nici ei nu mai știu ce vor. Dragii mei, ca tineri, în mod deosebit, când îți alegi traiectoria în viață, mă gândesc la voi care ați cântat, la dumneavoastră invitați la nuntă. Optați pentru aceasta? E o realizare să ai ce-ți dorești la masă, să te îmbraci mai cu seamă la nuntă. Când, dacă nu la nuntă, oamenii aleg cel mai deosebit meniu și cele mai alese haine? Și cine își permite fiecare după posibilități și plăceri, după opțiunile posibile, și alege fata cea mai potrivită și așa mai departe. Solomon a fost omul care în posibilități ne-a trecut pe toți. Și dacă fă vorba de neveste, știți câte șoculeți, nu? 1000. Dacă fă vorba de mâncare, scrie la un moment dat în Cartea Întâi a Împăraților ce și cât se consuma la el la bucătărie. Haine. Și-a permis. Case. Și-a făcut de toate. Și nu numai că le-a avut, a fost foarte înțelept. A studiat ce se întâmplă și în viața altor oameni. Scrie că veneau oamenii din toate țările la el. Să
discute, el le răspundea, era foarte capabil. Și a făcut o pasiune din a cerceta ce se întâmplă sub soare. În cartea Eclesiastul scrie de aproape 30 de ori sub soare. N-a avut telescop să vadă și ce-o fi dincolo. Aici, ce se vede? Scrie în cartea Eclesiastul, capitolul 1, versetul 13, mi-am pus inima să cercetez, să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Am văzut tot ce se face sub soare. A văzut, a cercetat, le-a avut. Poate noi n-apucăm nici să avem, nici să cercetăm. Să luăm de la el informații că a fost stăpân pe materia asta care a studiat-o. Și a ajuns la următoarea concluzie. Citește versetul 14, capitolul 1. Iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce înseamnă deșertăciune? Adică se pierd. În final, noi mare câștig. Toate se evaporă, putrezesc, se descompun, se desfințează. Și oricât ai ține de strâns pumnii ce ai în ei, băi, nu știu cum că tot se scurg printre degete. Toate se duc. Spunea Solomon în finalul acestei cărți, capitolul 12, că vin ani când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Și începe el și prezintă foarte interesant mâinile pasnicii casei, tremură, se încovoaie cele tari picioarele, se oprește ce macină dinții, bănuiesc că atunci nu erau stomatologi să mai înlocuiască. Se întunecă ochi și are expresii foarte interesante. V-am spus, a fost foarte înțelept, în versetul 6, se rupe funea de argint, care o fi asta? Se sfarmă vasul de aur, se sparge găleata la izvor, se strică roata la fântână și vorbește despre sistemul circulator, sistemul nervos. Pentru că toate se duc. Cum zice versul, numai ieri trecea pe stradă, zbura ca o rândunică. Și apoi când bași de seamă, vezi o beată bătrânică. A bărbați, când dădea cu pumnul masă, toți din jur luau măsură. Mă, apoi și furculița tremurând o duș la gură. Da, un bărbat așa solid a zis către un altul, era mai firav, zice, tu ești de esență slabă. Două săptămâni mai târziu, cel de esență tare a închis ochii. Zice Scriptura, orice om este doar o suflare. Și scrie mai departe, oricât de bine s-ar ținea. Deci orice ai face în perspectiva asta de sub soare, sunt niște limite care se ating și apoi se restrâng. Spune Scriptura în cartea Evanghelia după Luca, la capitolul 16, despre un om care probabil că dorea să-l concureze pe Solomon, sau cel puțin încât poate să-l copieze. 16 cu 19, era un om bogat, se îmbrăca în porfiră, în insubțire. În general, femeile sunt cu îmbrăcămintea mai aleasă, dar iată că și bărbați sunt care țin foarte mult la asta. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Erau consum, nu? Am citit despre unul din tribunii romani din primul veac. La un moment dat s-a sinucis pentru că i-a scăzut averea echivalent în banii noștri sub 100.000 de dolari și nu mai putea să dea alt banchet. Și-a considerat că viața nu mai merită să fie trăită dacă nu mai poți să ai lux. Se dădeau niște ospețe de neegalat în zilele noastre. Flori aduse de peste tot, meniuri, numai am citit ceva, limbi de păsărele și niște peștișori foarte rari, mici, trebuia să mănânci nu știu câte saturi. Obișnuiau să bea diamante, că poate vor trăi mai mult. Așa stați, așa au dorit oamenii, sub soare. Dar ascultați ce scrie mai departe. Citeți versetul 22. A murit și bogatul și l-au îngropat. Și atât de mult țin noi la viața sub soare și când moare cineva, așa de frumos îl îmbrăcăm, bal mai și lăudăm și apoi la urmă ne bate în joc de îl băgăm sub pământ. Asta e viața
sub soare. Nimic mai mult. Și Solomon a zis, cu asta te poți alege. Mănânci, bei, te îmbraci frumos, te distrezi. Acum, ascultați-mă ce vă citesc despre cealaltă perspectivă enunțată de unul, scrie în Matei capitolul 12, versetul 42, mai mare decât Solomon. Că sub soare mai mare ca Solomon n-a fost, dar a venit unul de dincolo de soare. Mai mare ca Solomon. Și iată ce a spus el. Citeți în Evanghelie după Matei capitolul 6, de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, strângeți-vă comori în cer, asta e dincolo de soare. Versetul 25. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, ce mâncăm, ce bem, cu ce ne îmbrăcăm, viața de familie, vi se vor da pe deasupra. Adică, noi putem să avem o perspectivă cosmică, sau poate mai bine spus, eternă. Perspectivă în care cele necesare vieții de sub soare nu vor lipsi. Niciun sfânt n-a murit nici de foame, nici de frig. Iar dacă au fost persecuții în istorie, dar de foame și de frig n-a murit niciun sfânt. Că cine caută împărăția lui Dumnezeu, necesitățile sunt asigurate de Dumnezeu care e credincios, numele Lui să fie slăvit. Că ajung oamenii ori la limită, da, se poate întâmpla, dar uneori chiar atunci se vede mai pregnant măreția puterii lui Dumnezeu și providența e binecuvântată. Dragii mei, mă gândesc la cei doi, am vorbit odată cu ei, sper să optați pentru varianta asta a doua, perspectiva cerului, nu doar sub soare. Dar pentru asta îți trebuie credință. Să-ți făgăduiască cineva ceva în cosmos și că ți-i dă peste 1000 de ani, și tu te gândești, mor la 100 și dacă n-ai nădejde din înviere, spui, ce-i mână, nu-i minciună. Dar uite că și ce-i mână se scurge. Da. Ei, cine are perspectiva aceasta cosmică? Și dacă pe pământ ar trăi în condiții mai puțin favorabile, spune Scriptura despre unul, citesc din Psalmul 73, Asaf, nu că n-a avut parte de ajutorul Domnului, pentru că a spus încă de la începutul psalmului, Dumnezeu este bun cu Israel, cu cei cu inima curată, dar i s-a părut lui că alții, care sunt mai răi, care nu vor să știe de Dumnezeu, până una altă, o duc mai bine. Repet, nu că el n-avea ce mânca și cu ce se îmbrăca. Dar zis, de ce alții o duc mai bine? Și poate vă gândiți și dumneavoastră la bogați, la politicieni, la știu ce patron, la unii care fentează și legea uneori și vă zici că scapă și de Dumnezeu, îl ispitesc, scrie în Maleahii și tot scapă și tot s-a frământat el. Cum o fi asta? Scrie versetul 16, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Pentru că făcând calcule numai la ce se petrece sub soare, nu-ți dă un rezultat bun, te încurci. Zice el, dar am luat seama la soarta de la urmă a celor răi, adică ce se alege de ei în final? Versetul 19, sunt nimiciți într-o clipă, pierduți, prăpădiți. Versetul 25, pe cine altul am eu în cer, dimensiunea perspectivei eterne, afară de tine, dar și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Iată că ceea ce depărtează de tine pierd, cât pentru mine, fericirea mea e să mă apropiu de Dumnezeu, să vă ajute Domnul pe toți. Amin. Și dacă vom avea această perspectivă eternă, atunci oarecum ne asemănăm cu cei care au perspectiva de sub soare, numai că diferența e enormă. Dacă oamenii pe pământ caută ce să mănânce și țin mult la meniu, să știți că și cei ce au perspectivă cerească, în primul rând tot meniul interesează, dar nu pentru trup, pentru suflet.
Sufletul dumneavoastră ce consumă? Rugăciuni? Citit Biblia? Slujbe sfinte? Cântări? Sau consumă rutin de știri, telenovele, povești, clevetiri, bancuri? Astea sunt meniuri tare diferite. Eu sper până să termină nunta cu masă cu tot să serviți un meniu drăguț, așa, plăcut. Să nu fie vorbe care mi-a venit mie să-i spun odată la unul, zic, ce murdare și pe limbă? Du-te, spală-te. Deci de problema mai mare, că limba este așa numai ca o sondă care scoate din adâncul inimii. Zic, ce-o fi acolo? Ce balaure. Dacă așa vorbești. Spune Scriptura, citesc din Psalmul 63, versetul 5, mi se satură sufletul. Să vă hrăniți, dragii mei, ca să prindeți putere pentru perspectiva asta eternă. Cade niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigă de bucurie pe buze. Și tot în Psalm 19, vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Scriptura aia care o ții acolo în mâini, acolo toate vitaminele, toate condimentele sunt acolo. Ai versete pentru tot ce trebuie, și în ziua de bucurie, și în ziua de necaz, scrie aici în versetul 10, ele, învățăturile sfinte, sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât miere, adică, dragii mei, simplu și pe înțeles oricui. Dacă citești dintr-un ziar, poate te informezi, poate mai degrabă te prostești. Că știți cum e cu reporterii, adună din tot ce se întâmplă și publică ce e rău. Dacă face cineva o faptă bună, puțin probabil să fie trecut în ziar. Dacă face cineva o prostie, o curvie, de bună seamă, pe prima pagină poate apărea. Dar dacă citești ceva din Scriptură, dacă auzi o istorioară frumoasă, un cuvânt bun, ăsta te hrănește. Vorbă bună. Ce frumos este în familie să vă adresați frumos unul altuia. Să strângi la nevasta asta peste ani, dacă de cumva nu o să audă bine la bătrânețe, dar până atunci numai așa, dacă e mai departe și nu aude și nu are semnal la telefon. Dar într-o familie de oameni sănătoși, buni creștini, cum ne pretindem noi, de-ar da Domnul să fie așa, spune Scriptura, să vorbiți între voi cu psalmi. S-a citat azi din Coloseni 3, cuvântul lui Hristos să luiască-l din belșug în voi. Hrăniți-vă cu așa ceva. Să vezi ce bine te simți. Ai o stare plăcută. Să vă citesc despre îmbrăcăminte din textul de astăzi. Și pe noi ne interesează îmbrăcămintea, dar în perspectiva eternă. Citesc Coloseni 3 de la versetul 12. Îmbrăcați-vă la suflet, la inimă, cu îndurare, cu bunătate, orice greșește partenerul de viață, cum au zis doi după 80 de ani petrecuți împreună, aveau în jur de 100. A zis, ne-am înțeles de la început să ne iertăm pentru 10 lucruri, să ne îngăduim. Și nu v-aș ierta niciodată, nu. Dar care sunt acele 10 lucruri? Orice a fost, am zis, face parte din acelea 10. Dă-i pace. Și s-au îmbrăcat, s-au echipat. Frumos, mireasa îmbrăcată în alb, dar de mâine încolo s-a vedea, s-a lămurit mirele cum e dacă e îmbrăcată cu bunătate sau se știe și nu numai zâmbi, se știe și încrunte. Doamne ferește. Eu le spun la unii când văd cum nu se înțeleg frumos, cum numai și să zâmbească și a venit norul pe soare, zic, măi, poze de la nuntă mai aveți? Zic, poate aveți și video. Zic, ia uitați-vă, vedeți, probați, dacă nu mai știți cum a fost, să zâmbiți din nou, să vorbiți frumos. Măcar ce ai spus în ziua anunții, să-i spui, uite, te iubesc din dragoste și toată viața. Cu smerenie. S-a îmbrăcat așa, mireasa smerită, batic legat în față. Măi, să fie smerenia și pe dinăuntru, atunci niciodată nu o să fie mofturi. Dacă e numai pe din afară, cu vremea, așa că a vopsit peste rujină, de în afară. Cu blândețe. N-ai voie să strici, cum spuneam. Îndelungă răbdare, să aștepți, îngăduințe. Și apoi haina
cea mai frumoasă, versul 14. Îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșirii. Da. Fetelor, să căutați un băiat de ăsta care vine a peții, nu cu neapărat ceva haine special de marcă, care vă pricepeți. Fie îmbrăcat cu dragoste, dar nu cu declarații de dragoste, cu dragoste. E diferit. Declarații de dragoste e numai eticheta. S-ar putea să fie contrafăcut. Așadar, dragii mei, ocupați-vă de suflet. Am ajuns la convingerea că pe pământ, țineți minte ce vă spun, toate sunt materiale consumabile, inclusiv trupul nostru e material consumabil. Cu atât mai mult ce avem. Știți ce rămâne? Caracterul nostru, omul dinăuntru. Ăsta va străbate spațiul interplanetar, va transcende și va avea parte de veșnicia viitoare. Atât rămâne. Dacă are doar aici cosmetizat, poleit așa, dar pe dinăuntru să n-ai de-a face cu el, sunt și astfel de situații când spune câte un soț sau o soție, ah, de nu-l cunoșteam. Dar ce har să ai de-a face cu un om bun, blând, cu o soție fidelă, într-o lume infidelă și imorală. Dacă în societate întâlnim intemperii și nu întotdeauna ce ne place, măcar la noi acasă să fie o stare de pace, de bucurie. Și astea sunt o perspectivă eternă. Și când ai perspectiva asta eternă, să știi că și fizic nu suntem irealiști, utopici. Vrem să fim foarte realiști. Mâncăm și noi, avem nevoie să ne săturăm, să bem când ne sete, să ne îmbrăcăm, dacă ne e frig, și oricând, să avem o casă. Dar altfel le guști. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 17, versetul 1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceart. Păi chiar dovedi, dragii mei, medical, că la masă trebuie să fii bine dispus. Așa, digestia să fie cât mai bine, funcționalea trupului să fie plăcut, somnul să fie dulce, dacă seara știi să vorbești frumos, dacă peste zi te-ai purtat cu bucurie cu ceilalți. De îmbrăcat ne îmbrăcăm și noi, ar domnule, că toți se îmbrăcați, nu? Dar ne îmbrăcăm așa cum spune la 1 Timotei, capitolul 2, în mod special pentru femei, este o adresă aici, cum spuneam ele, sunt mai ispitite. Bărbații scrie în versetul urmă, anterior că sunt mai ispitiți așa, cu nervii. Ca bietul Ahab, care venea acasă mânios. Izabela era cu cosmetizările. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine, cu sfială. Uneori te miri când îi vezi așa îmbrăcați, am văzut recent, că știți, mă umblă așa cu pantalonii rupți așa la genunchi, dar am văzut că era ruptura acum de 30 de centimetri. Te nici nu știai cât mai durează până pierde partea de jos, pierde de cea de sus. Dacă asta e ceva interesant, nu știu. Cu pantalonii care curg la bărbați pe ei, așa tunsori din astea, tot tatuați. Așa, fără, cu pantalonii mai sus, fără șosete, fără legate șireturile. Asta e societatea zilelor noastre. Nu este mai bine să vezi un om normal, ca demonizatul ăla din Gadara, după ce a ieșit diavolul din el, îmbrăcat normal, până atunci nu știa nici să îmbrace sărman. Care cheltuim bani pe haine, dar nu extravaganță, nu, să vă dau un caz, discutau doi patroni că ăștia cu bani, unul pocăit, celălalt nepocăit. Și zice nepocăitul către pocăit, bă, de când s-o pocăit nevastă, am văzut-o cu fuste încă din alea lungi, cu batic pe cap. Și pocăitul zice, băi, e alegerea ei. Este o femeie de casă, eu am pace cu ea, bucurie.
Și celălalt patron nepocăit spune, băi, la urmă, noi, când mă gândesc, ții mai ușor ție decât mie. A mea, dacă vede ceva într-o reclamă, trebuie să-i comand în 48 de ore. Și dacă vede că mai poartă alta, spune, gata, nu-ți țărancă, alta. Și ăștia de la modă au grijă pe seama cui se câștigă. Mă, încă uneori, nici cel mai practice nu sunt, nu? Sau niște tocuri din alea așa, imens. Nici nu-i sănătos pentru oasele de la bazin, probleme cu vremea, cu coloana, la nașteri. Deci chiar din punct de vedere omenesc, fizic, perspectiva cosmică este mai favorabilă. Sunt cheltuieli mai mici, cu bucurie mai mult. Rămân bani să mă adunăm și comori în cer, nu? Și ai mâncat și tu să te saturi, te îmbraci după anotimp și te bucuri de viață. Doamne, ajută! Dragii mei, spun în încheiere, așa vor merge lucrurile până la capăt. Două perspective. Și în cartea Apocalipsei avem două femei ca imagini a mentalității de sub soare, femeie îmbrăcată, extravagantă, împodobită cu aurituri, dar monstruos, călare pe o teară. Ce zice dumneavoastră de o mireasă îmbrăcată, am spune noi, deosebit, și să vină aici călare pe dinozaur? Spune, e un dezacord, nu? De așa e societatea vremii noastre. Într-o imagine arătoasă, aparent, dacă te uiți la reclame, tot se bucură, dacă încolo, în fond, nu mai ești ceva acasă. Că doar de-aia divorțează familiști, că nu se simt bine. Și este o altă imagine a unei mirese, îmbrăcată cu haine albe, ca simbol a unor fapte bune. Și este interesant. Mireasa aceea e văzută întâi ca și femeie îmbrăcată frumos. Dar apoi este prezentată în Apocalipsa 21 ca și o cetate. Și îmi place ce scrie aici în versetul 23. Cetatea n-are trebuință nici de soare. Că de fapt acolo vor ajunge oamenii care au o perspectivă dincolo de soare. Căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Dragii mei, dacă veți avea perspectiva asta cosmică a împărăției cerurilor, o să fiți îmbrăcați cum n-au fost îmbrăcați oamenii aici, în slava lui Dumnezeu. O să ajungeți să gustați din cel mai dedorit meniu interzis oamenilor de 6.000 de ani, pomul vieții. O să gustați din cea mai dorită băutură, apa vieții. Și o să aveți parte de cel mai frumos mire, Iisus Hristos Domnul. De cea mai binecuvântată casă, cetatea Marelui Împărat. Vă doresc să fiți acolo, împreună cu cei dragi ai voștri. Toți cei ce i-ați invitat la nuntă să aibă parte de aceasta. Dar pentru aceasta e nevoie, dragii mei, să priviți dincolo de perspectiva de sub soare, la perspectiva împărăției lui Dumnezeu, să o luați în calcul, să vă pregătiți pentru aceasta și nu uitați, nici aici sub soare nu suntem nefericiți, dimpotrivă, e viața mai cu gust, mai simplă, mai plăcută, pentru că rămâne în așteptare împărăția sfântă. Amin.